Cum a furat Grinch Crăciunul? Orși cine din cinești e nebun după Crăciun. Numai Grinch de peste deal strigă tare: mă opun! Grinch chiar detesta Crăciunul mai mult ca orice pe lume. Nu întrebați, nu știe nimeni din ce pricina anume. Poate capul nu era bine înșurubat pe umăr, poate că-l strângeau pantofii, ori fi fost mai mici cu număr. Însă eu cred că motivul care totul ne explică e că avea inima în piept două numere prea mică. Dar, orși care ar fi fost motivul, că-i inimă că-s botine, Grinch în noaptea de ajun detesta pe orși cine. Din pragul peșterii sale privea Grinch tare încruntat, spre ferestrele din vale, vesel luminând în sat. Cât știa că orși cine, din întregul sat cinești, era ocupat să agațe ghirlande sărbătorești. Pun ciorapii pentru daruri, a zis el rânjind cumplit. Mâine-i ziua de Crăciun, practic ea a și venit. Și bătând nervos din deget, gemea Grinch ca un nebun. Trebuie să fac ceva, să opresc acest Crăciun, căci mâine știa cine fete și băieți de cu zori se vor trezi și vor năvăli cu toții la noile jucării. Și apoi să te ții, tărăboi, ce tărăboi, lui asta nu-i plăcea. Nu tărăboi, nu tărăboi. Toți cinești într-o suflare vor veni cu mic cu mare să se așeze fiecare la masa de sărbătoare. Cine tort, cine friptură, mâncare și iar mâncare. Pe Grinch asta le nerva dintre toate cel mai tare. Iar apoi mai fac ceva ce lui nu-i place deloc. Toți cinești din cinești se adună la un loc și, ținându-se de mână pe când clopote răsună, la un semn încep să cânte și toți cântă împreună. Și cântă și cântă și încep să danseze și, gândindu-se Grinch la ce o să urmeze, e tot mai decis: trebuie să-i fac să înceteze. Am răbdat 53 de ani buni până acum, trebuie să împiedic Crăciunul să vină. Dar cum? I-a venit o idee, o idee cumplită. Grinch are o cumplită idee trăznită. Știu exact ce o să fac, a rânjit Grinch ca un drac. În costum de Moș Crăciun am de gând să mă îmbrac. Chicotind își spunea: e un truc foarte bun, cu manta și căciula, zici că-s chiar Moș Crăciun. Îmi mai trebuie un ren, a zis Grinch ca să zbor, dar cum renii sunt rari, n-a găsit nici picior. Și s-a dat Grinch bătut, nici de cum, el a spus: o să-mi fac singur ren, dacă ren pe aici nu-s. Și-a chemat deci cățelul pe Max până afară și pe cap i-a legat un corn mare cu o sfoară. Apoi niște saci goi a pus în sănioară și l-a legat la ea pe Max cu un ham de sfoară. Dii! A strigat apoi și în sani a plecat spre sat unde cineștii dormeau cu minți în pat. Era beznă la ferestre, lin cerneau fulgi de nea, visând fără nicio grijă, oricine în cinești dormea. Când ajunse lângă prima casă, de lângă șosea, șopti Grinch: asta-i prima! Și se cățără pe scară până pe acoperiș, ținând sacii goi în gheară. Apoi s-a lăsat pe coș până în casă să coboare strâmt, dar dacă poate moșul, atunci e și Grinch în stare. A rămas blocat odată, dar a stat numai puțin. A scăpat până la urmă și a scos capul în cămin. Printre cine ciorăpeii puși acolo de cei mici, ciorăpeii, a rânjit, vor pleca primii de aici. Apoi s-a târât șerpește și cu un zâmbet urcios a strâns de prin toată casa darurile de pe jos. Puști cu doape, biciclete, role, tobe și trompete, floricele de porumb, dulciuri, jocuri, triciclete,
le-a băgat în saș pe toate și apoi repede s-a dus și a tras fiecare sac rând pe rând pe coș în sus. La cine frigider se ducea apoi și fură și cine fripturică și cine prăjitură, golește frigiderul și cât ai zice pește și ultima cutie de cinex le-o golește. A îndesat toată mâncarea bucuros pe coș în sus, iar acum, rânjește Grinch, mai am doar bradul de dus. Tocmai înfășcase bradul și trăgea vârtos de el când aude un sunet ca un gângurit de porumbel. Se întoarce și se trezește în fața unei copile, Cindy Lou, care n-avea nici măcar 2 ani de zile. Grinch fusese dat de col de privirea unei fete ce plecase din pătuți căci se făcuse sete. S-a uitat la Grinch mirată și și-a spus, Moșule, de ce ne iei bradul dintr-o dată? Spune, moșule, de ce? Grinch, isteț, precum se știe, când aude ce să spună, se gândește o secundă, inventează o minciună. Drăgălașa mea copilă, zice falsul Moș Crăciun, becul ăsta nu se aprinde, trebuie unul nou să pun. O să iau bradul cu mine ca să-l dau la reparat. Când e gata, ți-l aduc înapoi imediat. Păcălind astfel copila, creștetul i-a mângâiat. I-a dat apă într-o cană și a trimis-o iar în pat. Cindy Lou, cu cana în mână, în pătuțul ei s-a dus. Grinch s-a întors atunci la brad și l-a împins pe coș în sus. A luat chiar și bușteanul pus de un vatră de cu seară și pe urmă mincinosul a ieșit pe coș afară. Pe pereți au mai rămas numai cuiele și o sfoară. Numai o firimitură după el lăsase în casă, nici cât unui șoricel să-i ajungă la o masă. Și în celelalte case a procedat la fel, lăsând fărâme mult prea mici chiar și pentru un șoricel. Trecuse un sfert de ceas din zori, cineștii în pat dormeau cu minți. Când Grinch în sani a încărcat toate cadourile lor, jocuri, globuri, braz, cartoane, beteală, podoabe, panglici, poleială și bomboane. A urcat cu încărcătură până în vârful unei stânci, locul ideal de unde fundul râpei s-o arunci. Sâc, sâc, sâc! Grinch fredona, va vedea acum oricine că s-au bucurat degeaba, azi Crăciunul nu mai vine. Se trezesc și știu precis ce o să facă fiecare. La început, or să rămână gură cască de mirare și pe urmă, toți cineștii buhuhu, vor plânge tare. N-am de gând să pierd acest tărăboi fără de pereche, zise Grinch, ducând o mână pâlnie după ureche. Și-a auzit un sunet peste pătura de nea. La început abia un zumzet, dar treptat, treptat creștea. Nu era un sunet trist, era zvon de bucurie. N-avea cum, dar era vesel. Ce să fie? Ce să fie? Grinch privea pierdut în vale, căscând ochii de mirare. Se cutremura să vadă o surpriză așa de mare. Fiindcă fiecare cine, din cinești cu mic cu mare, chiar și fără de cadouri tot cânta. Și ce cântare! Nu oprise deci Crăciunul, nu-l întorsese din drum. Cum necum, el tot venise, ca în orice an și acum. Și Grinch, tremurând de frig, în zăpada înghețată, se mira, așa ceva, cum se poate să se poată? A venit fără de podoabe, fără daruri și bomboane, fără brazi, fără beteală, fără panglici și cartoane. S-a mirat până a început capul de mirat să-l doară și lui Grinch i-a răsărit un gând pentru prima oară. S-a gândit, poate Crăciunul nu vine din prăvălie, poate-i chiar mai mult decât ce pare să fie. Ce s-a întâmplat apoi? Prin cinești vestea s-a dus, că a crescut inima în Grinch cu 3 numere în plus. Și din clipa în care piept, inima i-a fost mai mare, a împins sania spre sat, pe neaua lucind în soare. Și-a dus totul înapoi, jucării, brazi și mâncare, și chiar el a fost cel care i-a servit pe fiecare.